Așa cum știți, în perioada aceasta care a trecut, am avut un fel de călătorie cristologică prin Sfintele Scripturi, în care am căutat să profităm de sezonul acesta în care ne aflăm, în care se vorbește foarte mult despre întruparea Domnului Iisus Hristos, despre identitatea Domnului Iisus Hristos, să colindă foarte mult, să predică foarte mult. Din păcate, în fiecare an îmi dau din ce în ce mai mult seama că, deși se vorbește mult despre Hristos, Hristos este cunoscut așa de puțin și de așa de puțini oameni. Unul dintre miracolele care le vedem pe paginile Sfintei Scripturi este faptul că Domnul Iisus Hristos s-a întrupat și faptul că Domnul Iisus Hristos se revelează față de cei din vremea Lui și față de noi. Și vedem aceste evenimente în care oamenii se întâlnesc cu Domnul Iisus Hristos și realizează în fața cui se află. Și în fiecare episod vedem că acești oameni îl văd pe Domnul Iisus Hristos, îl recunosc pe Domnul Iisus Hristos și se încred în Domnul Iisus Hristos. Și în Evanghelia după Ioan vedem o mulțime de asemenea evenimente. Începând încă din capitolul 1, vedem asemenea evenimente. De fapt, asta este scopul evanghelistului Ioan, este ca să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos, să-L identificăm așa cum este El, să-I cunoaștem identitatea reală și să ne punem credința în El. Și Ioan începe Evanghelia lui dându-ne o descriere a identității divine a Domnului Iisus Hristos. Și apoi încep în capitolul 1 chiar diverse întâlniri cu Domnul Iisus Hristos în care El este recunoscut ca și Mesia, ca și Hristosul. Și avem acest eveniment aici, care vrem să-l privim în această dimineață, în care Ioan Botezătorul, care este un premergător al lui Hristos, care este cel care trebuia să pregătească calea pentru venirea Domnului Iisus Hristos, se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos și exact același lucru se întâmplă. Îl vede pe Domnul Iisus Hristos, îl identifică pe Domnul Iisus Hristos și îl mărturisește și pune credința în Domnul Iisus Hristos. Și asta vrem să facem și noi în această dimineață, să parcurgem acest eveniment și să vedem pe Domnul Iisus Hristos, să-L identificăm așa cum este El. Și sper că după ce am parcurs în aceste zile împreună prin Scripturi identitatea Domnului Iisus Hristos, vom avea o înțelegere mai amplă a Domnului Iisus Hristos. Ne vom minuna mai mult în identitatea Lui, în persoana Lui. Vedem în acest pasaj în care ne vom uita de la versetul 29 la versetul 34 că Ioan îl identifică pe Domnul Iisus Hristos dându-i un titlu, apoi arătându-ne care este lucrarea Lui și în cele din urmă vom vedea că Ioan îl consideră deosebit de important. Ca atare ne vom uita la aceste trei aspecte în această dimineață. Titlu sau identitatea Domnului Iisus Hristos, lucrarea Domnului Iisus Hristos și importanța unică, extraordinară a Domnului Iisus Hristos. Care este titlul dat Domnului Iisus Hristos? Un titlu care este peste tot în Scripturi, dar aici este folosit de Ioan Botezătorul. A doua zi, Ioan a văzut, versetul 29, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este acesta despre care ziceam: după mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. Titlul este mielul lui Dumnezeu. Un titlu simbolizează ceva. De exemplu, când dăm cuiva o poreclă sau o anumită denumire dincolo de numele lui, scopul acestei denumiri, scopul acestui nume este ca să denote ceva, să spună ceva despre calitățile lui. Și dacă vrem ca să alegem un nume sau un titlu sau o denumire, alegem ceva care denotă anumite calități care corespund. De exemplu, aici Domnul Iisus Hristos este descris ca și un miel.
ca și mielul lui Dumnezeu. Și este normal când începem și ne gândim la ceea ce reprezintă un miel, să vedem că Domnul Iisus Hristos avea aceste calități. Este un titlu, o reprezentare, o tipologie corespunzătoare. Când ne gândim la un miel, ne gândim la un animal inocent, la un animal curat. Mielul este considerat un animal curat. Ne gândim la ceva care este inocent și Hristos este inocent. Hristos poate, nu poate, sigur, este singurul inocent. El este fără păcat. El este fără pată, el este fără cusură. El are o viață desăvârșită. Așa cum am văzut, el este singurul din strămoșii lui Adam, este singurul om care a venit pe această planetă, care n-a fost marcat nici măcar de condamnarea păcatului. N-are păcatul strămoșesc al lui Adam transmis lui. De ce? Pentru că el este născut din fecioară. El este conceput de Duhul Sfânt. El este trimis, întrupat, este Dumnezeu întrupat prin fecioară și de aceea el nu are pata strămoșească a păcatului adamic și, de asemenea, nu are nicio pată în viața lui de păcat. A trăit o viață perfectă, desăvârșită, fără niciun fel de păcat. Ca atare, denumirea aceasta, titlul acesta de miel inocent, curat, este potrivit pentru Domnul Iisus Hristos. În al doilea rând, când ne gândim la un miel, ne gândim la umilință, la blândețe, la smerenie. Ne gândim la un animal blând și smerit, nu ne gândim la un cal sălbatic sau altceva, da? Ne gândim la un animal care este smerit și blând și de-a lungul istoriei mielul a reprezentat un asemenea animal. Și am privit împreună cum Hristos este deosebit de smerit și cum se umilește deosebit de mult prin simplu fapt al întrupării. Simpla întrupare este o umilință deosebită. Isaia descrie umilința lui până la capăt, până la moartea sa, în Isaia 53:7, când îi se spune că deși el a fost batjocorit, scuipat, torturat, când a fost asuprit și chinuit, el nu și-a deschis gura. Ca un miel care este dus la tăiere și ca o oaie care tace înaintea celui ce o tunde, tot așa nici el nu și-a deschis gura. Blândețe și smerenie în cele mai crunte momente. Trebuie să recunoaștem că noi nu avem asemenea blândețe și noi nu avem asemenea smerenie și în momentul în care avem ceva de suferit din partea cuiva, vociferăm și ridicăm glasul și ripostăm și ne apărăm. Dar Hristos, care avea tot meritul și toată puterea și toată dreptatea să se apere în orice circumstanță, ca un miel care este dus la tăiere, nu a scos o vorbă, n-a ridicat o mână ca să-și apere cauza. Apoi, în cele din urmă, deși nu este poate cel mai puțin important, poate este cel mai important, este utilitatea unui miel. Mai ales în vremea aceea, mielul era ceva care avea o utilitate, care era deosebit de important pentru o gospodărie, pentru o familie. Noi în ziua de astăzi nu mai prea privim, trăind în oraș, deși noi suntem aproape de țară și este ușor, dar în ziua de astăzi lumea nu mai prea vede animalele ca și ceva care au o utilitate. Mă uitam zilele trecute la televizor, cred că era la Discovery, că la un moment dat te plictisești de sărbători și trebuie să faci ceva. Și acolo era o emisiune despre uraganele care în fiecare an atacă Statele Unite, mai ales părțile din sud, Texas, Louisiana, zonele acelea care sunt atacate în fiecare an de aceste uragane și inundații. Și una dintre problemele majore care cu care s-au întâmpinat acești oameni este că guvernul refuza când trimiteau ajutoare ca să salveze acești oameni de la inundații. Oameni care erau prinși în casele lor, apele veneau cu așa viteză și cu așa de multă apă încât trebuia să la un moment dat să se adăposteze pe acoperișul caselor pentru zile întregi.
Și guvernul a trimis oameni, pompieri, pușcași, marini și mai departe, ca să salveze pe acești oameni. Și oamenii aceștia din guvern au zis, ca să fim eficienți, salvăm doar oamenii. Animalele de companie, n-avem loc, n-avem resurse pentru ei. Ei, de la un an la altul, până la următorul uragan, s-a făcut mare scandal și mare lobby la guvernul Americii, încât s-a dat o lege care a spus că atunci când salvamarii, pușcași marini sau cei care sunt trimiși în misiunea de salvare a oamenilor întâmpină animale de companie, sunt obligați să le salveze și pe ele. De ce? Pentru că oamenii așa de nebuni refuzau să fie salvați, să moară împreună cu câinele pe acoperișul casei. Pentru că în ziua de astăzi, animalele au devenit animale de companie, nu animale de utilitate. Mai mult, au devenit mici idoli. Ce este dispus să facă omul pentru un câine, de multe ori nu este dispus să facă pentru un alt om. Printre primele lucruri care pentru mine semnalează că un popor a luat o razna și că este spre drumul îndepărtării de orice criteriu și moralitate și etică creștină, este creșterea în animale de companie, în spitale de animale mai bine dotate decât spitalele de oameni și așa mai departe. În momentul în care vezi pe om că își face baie cu câinele, că se țucă cu el, îți dai seama că e spre drumul pierzării. Uitați-vă în jurul nostru, în România, o țară care se consideră săracă, o țară care se consideră că suntem la urmă în Europa, și uitați-vă cât de mult a crescut fenomenul acesta cu animale de companie. Toate domnișoarele cu puiușorul lor în poșetă. Da? Care după aia se duc și rabdă foame. Dar au bani pentru câine. De ce? Pentru că câinele acela nu este acolo pentru utilitate. Câinele avea o utilitate. Care era scopul? Să păzească casa de hoți. Dar pisica avea o utilitate. Astăzi pisica nu mai are o utilitate. Să mânce șoareci. Cum să mânce ea șoareci? Ea trebuie să mânce toni. Da? Dar un miel în lumea antică și astăzi, în primul rând, are o utilitate. Și printre primele utilități la care ne gândim este să fie mâncat, să dea hrană, încât cei care dețin acel miel să supraviețuiască. Tata îmi zicea o poveste adevărată despre un coleg de-a lui care a ajuns să trăiască în Statele Unite și în zona în care trăia el, o zonă mai rurală, a hotărât ca să-și cumpere niște animale, printre care și niște miei. Și-a cumpărat acești miei, i-a lăsat să se plimbe afară pe gazon, avea destul de mult loc în fața casei. Și la un moment dat, când miei a devenit mai mari, i-a luat, i-a sacrificat, i-a tranșat și i-a băgat în congelator. Nu? Ca și orice om normal la cap. Vecinii care n-au mai văzut miei, îngrijorați pentru starea și sănătatea miilor, au sunat la poliție, la protecția animalelor și au venit oamenii la ușe și au bătut la ușă, au zis: domnule, uite, am venit pentru că avem o reclamație, că erau niște miei aici, frumușei, care zburleau pe aici și nu mai sunt miei. Și românul nostru: vreți să vedeți miei? Da, vrem să vedem miei, haideți după mine. Și a dus la congelator și a deschis congelatorul și miei erau în congelator. Șocați americanii, vai de mine, domnule, păi miei pentru așa ceva îs. Miei au o utilitate, de ce? De ce ținem miei? De ce ținem vaci? De ce ținem animale? Da? Ca să ne hrănim. De aceea au fost lăsați pentru noi să fie utili. Când ne gândim la un miel și când lumea antică se gândea la un miel, se gândea la această utilitate de fiecare zi. De aceea Domnul Iisus Hristos, care este mielul lui Dumnezeu, are și El această utilitate. În Ioan 6:55 spune Domnul Iisus: căci trupul meu este o adevărată hrană, iar sângele meu este o adevărată băutură. Avem nevoie de hrană spirituală. Avem nevoie de băutură spirituală. Avem nevoie de puterea care derivă din a consuma din această sursă, din Hristos. Apoi pentru îmbrăcăminte. Miei, oile erau ținute pentru îmbrăcăminte. Erau tunși și se făceau haine. Ne reținem lucrul acesta că încă din grădina Edenului vedem că animalele sunt în mod
tipologic folosite ca să acopere păcătoșenia lui Adam și Eva, dar în același timp animalele acestea sacrificate sunt folosite ca și haine. Adam și Eva erau goi. Erau acum dați afară din grădina Edenului, unde era climatizare perfectă, era întotdeauna 24 de grade, perfect, da? Și acum trebuia să meargă afară în lumea decăzută în păcat. Și ce se întâmplă în lumea decăzută în păcat? Schimbări de climă, da? Începe clima să sufere deșertăciunea păcatului. Încălzirea globală, da? Schimbarea climei globale cu care ne confruntăm este inevitabilă pentru că păcatul omului este cel care duce la aceste schimbări. Planeta noastră nu are cum să meargă din bine în mai bine. Ea merge din starea edenică din care a fost în starea de desolare, în starea de haos spre care o ducem noi ca și rasă umană, pentru că noi ne aflăm într-un haos numit păcatul. Și Adam și Eva, încă din grădina Edenului, văd utilitatea animalelor pentru a acoperi rușinea lor. Și noi în ziua de astăzi, deși noi din ce în ce mai mult ne îmbrăcăm cu tot felul de lucruri sintetice, și noi în ziua de astăzi înțelegem că asta este una dintre utilitățile animalelor, este să fie sacrificate și să ne acoperim. Ce să ne acoperim? Noi credem să ne acoperim frumusețea noastră, că suntem foarte frumoși și nu vrem lumea să vadă. Nu! Apropo, femeile nu înțeleg asta. Da? Mai ales cele care se descoperă. Ele se cred foarte frumoase. Dumnezeu când a acoperit-o pe Eva cu blană, da? Blană din aia scumpă, care astăzi, dacă te-ar vedea astea care protestează împotriva blănilor, ar spune că ești... N-a acoperit-o de frumoasă ce era, ci de rușinoasă ce era. Pentru că înainte nu era rușinoasă, n-avea de ce să-i fie rușină, pentru că n-avea păcat. Nu cunoștea păcatul. Adam cu Eva n-aveau rușine. De ce? N-aveau motiv. Noi astăzi, apropo, nu știu dacă știți, sunt biserici de nudiști. Sunt biserici de nudiști care cred că odată ce au primit credința s-au întors în starea inițială și acum trebuie să fie ca în grădina Edenului. Ei nu înțeleg, au escatologie greșită. Da? Ei nu înțeleg că încă n-au ajuns înapoi în starea inițială, în starea de glorificare. Eu nu zic că în cer neapărat nu vom mai avea haine, nu știu, nu ne spune Scriptura. Hristos era îmbrăcat după ce a ieșit din mormânt, da? Dar de aceea purtăm haine, apropo, de aceea nu suntem nudiști. Oricât de frumoși ne-am considerat, și unii dintre voi poate chiar sunteți, da? Eu nici nu mă consider, ne îmbrăcăm ca și un semn antropologic, istoric, sociologic chiar, prin asta vestim Evanghelia. De aia m-am îmbrăcat dimineață și am venit îmbrăcat ca și un semn al faptului că mi-e rușine, mi-ar fi rușine să mă vedeți fără hainele acestea. Și prin asta spun, și ce mai mulți nu știu că asta fac, că am un motiv să-mi fie rușine. Motivul nu numai că nu-s cât de svelt ar trebui să fie, motivul este că sunt păcătos. Asta este motivul, de aceea mă îmbrac. Și animalele și miei aveau și acest scop, să fie o îmbrăcăminte. Să fie o îmbrăcăminte. Și ambele acestea, la un moment dat, se realiza prin sacrificarea lor. Și hrana care o dădeau și îmbrăcămintea. Deși îmbrăcămintea, până când s-o dea cea finală, pielea lor, o putea s-o dea prin blana lor. Da? De aceea, când se vorbește despre Domnul Iisus Hristos ca și mielul nostru, vedem că inclusiv acest limbaj de a ne îmbrăca cu el este folosit. Pavel vorbește în felul acest exemplu în Roman 13, ni se spune, îmbrăcați-vă cu Domnul Iisus Hristos. Deci, Domnul Iisus nu este doar inocent, nu este doar smerit, blând, dar este util pentru noi. El este sursa noastră de hrană, El este Cel care ne îmbracă și ne acoperă rușinea. El este Cel care prin vărsarea sângelui Său ne izbăvește. Mielul este util pentru noi. Evreii ar fi fost deosebit de familiari cu simbolul acesta. Până la urmă, de aceea este ales pentru ei. Ei aveau imaginea aceasta de miel în gândul lor în fiecare zi. O aveau în viața uzuală, miei care îi aveau pe lângă casă, miei care îi creșteau pentru hrană, pentru îmbrăcăminte. Și în al doilea rând le aveau din punct de vedere religios, miei care erau sacrificați,
în fiecare an, mielul care era sacrificat, mielul pascal, da, un miel fără pată și fără cusură, luat din mijlocul turmei la vârsta de un an, pus deoparte pentru 4 zile și apoi sacrificat în mijlocul poporului la văzul tuturor, trupul său, hrană pentru popor, sângele său reprezentând ce? Izbăvirea de la îngerul morții. Da? Asta era sărbătorirea Paștelui. Ca tare, când Ioan se adresează Domnului Iisus Hristos, iată mielul lui Dumnezeu, în mintea iudeilor, era clar despre ceea ce se vorbește. Era clar ce reprezenta acest miel. Iisus este împlinirea acestui tip vechi testamental. Hristos este singurul fără cusură și fără pată din rasa umană, pus deoparte din veșnicie, care intră în Ierusalim înainte cu 4 zile de moartea sa și apoi este crucificat în mijlocul poporului, la văzul tuturor. Și trupul său devine o adevărată hrană și sângele lui izbăvește cu adevărat de la mânia veșnică pe toți cei ce se încred în el. El este mielul lui Dumnezeu. Priviți importanța singulară acestui termen. Singularitatea lui Hristos, mielul lui Dumnezeu, nu un miel al lui Dumnezeu. Hristos este mielul singular al lui Dumnezeu. El este împlinirea, El este singurul, El este singurul fiu, singurul coegal, coetern. El este infinit mai presus decât animalele, decât mieii care l-au simbolizat pe El mai dinainte. Infinit mai presus decât oamenii care aduceau acești miei la templu, infinit mai presus decât îngerii care au anunțat venirea Lui. Pentru că El nu este o creatură, El este Creatorul care a luat asupra Lui trup și s-a dat pe Sine pentru mulți, ca și mielul lui Dumnezeu, singurul, unicul și foarte important, ultimul miel, ultimul sacrificiu, pentru că este singurul sacrificiu care a fost pe deplin acceptat de Dumnezeu. Toate celelalte sacrificii în trecut au fost doar amânări până la venirea mielului. Au fost simboluri de credință și de răbdare a lui Dumnezeu prin care El a așteptat până la vremea potrivită, când a dat El, a adus El sacrificiul necesar, ultimul sacrificiu, mielul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. În al doilea rând, Ioan ne arată lucrarea Domnului Iisus Hristos. Lucrarea Domnului Iisus Hristos, Ioan spune, este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Care ridică păcatul lumii. Prin viața sa perfectă, prin viața sa prin care a glorificat legea lui Dumnezeu, prin care a arătat slava lui Dumnezeu și prin moartea sa, El a ridicat condamnarea păcatului. Toată lumea zace în păcat, condamnată și fără speranță înaintea unui judecător drept. Dar Hristos, prin viața și moartea sa, a purtat acea pedeapsă care ni se cuvine nouă. El a purtat păcatele noastre în trupul său. El a fost atârnat pe o cruce, nu pentru păcatul său, pentru că El nu are păcat, ci pentru păcatele noastre. De aceea în Tit, Apostolul Pavel se spune în Tit 2:14, El s-a dat pe Sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie a Lui plin de râvnă pentru fapte bune. În Efeseni 1:7, Apostolul Pavel spune, în El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor după bogățiile Harului Său. Ioan spune în 1 Ioan 3:5, și să știți că El s-a arătat ca să ia păcatele și în El nu este păcat. Dar priviți, Ioan Botezătorul spune nu doar că a iertat păcatele noastre, nu spune doar că a iertat păcatul Lui, nu doar pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi, spune Ioan Botezătorul. Și Ioan Evanghelistul, avem un ecou al acestui sentiment în 1 Ioan 2:2. Ce înseamnă? Ce vrea să spune? Și nu este scopul predicii,
că a luat păcatele ale întregii lumi. În primul rând, trebuie ca să citim acest text și să înțelegem care este intenția lui Ioan Botezătorul. Vrea Ioan Botezătorul să spune că Domnul Iisus Hristos a ridicat, a șters, fără excepție, păcatul tuturor oamenilor? Este Ioan Botezătorul un universalist? În niciun caz. Gândiți-vă la simplu fapt că Ioan Botezătorul este un evreu. Și până la cinzecime, și de fapt după cinzecime, până în primii ani în biserica primară, iudeii nici măcar nu puteau accepta că mântuirea a venit la neamuri. Și acum îl avem pe Ioan Botezătorul, înaintea de moartea Domnului Iisus Hristos, înaintea instalarea bisericii, care spune: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și ar trebui ca să citim că Ioan Botezătorul se referă la lumea întreagă fără excepție. Nici măcar nu cred că Ioan Botezătorul avea în gând neapărat faptul că ridică păcatul lumii, adică la oameni din toate neamurile, limbile, triburile de pe fața pământului. În al doilea rând, gândiți-vă la evanghelistul Ioan, autorul acestei evanghelii. Este el un universalist? Vrea el ca să ne transmită lucrul acesta? În niciun caz. Doar dacă ne gândim la așa zis versetul de aur din Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca, nu pentru ca lumea. Vedeți, nici în mintea lui Ioan evanghelistul, jertfa Domnului Iisus Hristos nu vizează lumea fără excepție. Ci este o dragoste pentru lume, și dragostea aceasta pentru lume este reprezentată prin cei care se încred în Domnul Iisus Hristos. Apoi, gândiți-vă la mărturia întregii Scripturi. Dacă mergem în Apocalipsa 5:9, vedem felul în care cerul celebrează împlinirea misiunii mielului. Ioan ne spune: și cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești tu să iei cartea și să rupi pecețile, căci ai fost înjunghiat, deci este vorba despre jertfa Domnului Iisus Hristos, despre jertfa mielului. Și să vedem ce a realizat mielul prin jertfa lui. Și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău, ce? Toată lumea. Nu? Nu! Oameni din. Ce reprezintă oameni din? Un subset. Avem lumea, toți oamenii fără excepție, și avem un subset. Oameni din acest întreg, da? Oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ca tare, a merge în Ioan, capitolul 1, și a insista că Ioan Botezătorul ne dă temei prin care să spunem că ispășirea este universală, este ignorant de contextul lui Ioan, de contextul Evangheliei după Ioan și de învățătura Scripturii per total. Și este o forțare exegetică și hermeneutică ca să-ți iasă sistemul teologic. Da, Ioan spune, Ioan Botezătorul, mielul care ridică păcatul lumii. Dar în Apocalipsa 5:9, cerul nu spune, a încercat să ridice păcatul lumii, a realizat doar un subset, ce păcat. Pentru că nimeni, nici unul din autorii Scripturii n-a înțeles prin faptul că Hristos este Mântuitorul lumii a fiecărui persoane fără excepție. Nimeni. A fost nevoie să vină niște oameni după apostoli să ne învețe o asemenea interpretare. Ce anume este această ridicare de păcat? Ea are două aspecte, cel puțin. În primul rând, el eliberează de sub condamnarea păcatului prin harul justificării. Dacă crezi în el, dacă crezi în mielul lui Dumnezeu, atunci ai răscumpărarea care vine prin sângele său. Pavel spune în Roman 3:23-24, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Asta este realitatea cu care fiecare dintre noi trebuie să ne confruntăm în această dimineață.
Nici unul dintre noi nu este neprihănit. Nu putem fi neprihăniți. Nu am fost vreodată și nu vom fi vreodată neprihăniți. Dar vestea bună este că prin credință suntem socotiți neprihăniți. Suntem socotiți neprihăniți prin Hristos, prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Apoi, această ridicare a păcatului are un efect practic, nu doar unul pozițional. Hristos nu doar că ne declară neprihăniți pozițional, ci și practic ne eliberează de sub păcat. Există o sfințire continuă lucrată prin Duhul Sfânt. Atunci când El te declară sfânt, El pune Duhul Sfânt în inima ta care te face sfânt în mod practic, care te îndrumă în sfințenie, care te crește în sfințenie și culminarea acestei declarații, acum lucrată prin lucrarea Duhului Sfânt în mod continuu, este glorificarea care ne așteaptă când vom fi ceea ce El ne-a declarat. Glorificarea care ne așteaptă în acea zi în care îl vom vedea pe Hristos. Autorul către Evrei spune: de aceea Iisus a suferit dincolo de poarta cetății, ca să sfințească poporul prin sângele Lui. Această sfințire este una pozițională, legală, juridică înaintea lui Dumnezeu, prin care El plătește plata cerută de Dumnezeu și declară pe cei pentru care a plătit sfinți, iertați, desăvârșiți. Și este una practică. Odată ce ei sunt iertați, primesc ca și arvuna a răscumpărării lor Duhul Sfânt, care lucrează în ei faptele bune pentru care au fost sfințiți, faptele bune care au fost pregătite pentru ei, dinainte ca ei să umble în ele. Și această umblare se culminează prin glorificarea noastră. Când trupurile acestea, pătate, infectate de păcat, nu vor mai fi, când planeta aceasta, care astăzi suferă deșertăciunea păcatului nostru, va fi reînnoită și totul va fi sfânt. Totul va fi sfânt și eu și cu tine vom fi sfinți. În cele din urmă, Ioan ne atrage atenție la importanța Domnului Iisus Hristos. Ioan ne invită, ba mai mult, ne poruncește să îl privim pe Hristos așa cum este El. Iată, spune Ioan, iată mielul lui Dumnezeu. Dar noi nu mai putem să-l privim cum l-au privit iudeii din ziua lui Ioan, pentru că el nu mai este împreună cu noi, el este în ceruri. El este la dreapta Tatălui. Dar totuși vestea bună este că prin credință putem să-l privim pe el, pe mielul lui Dumnezeu, așa cum este El. Prin credință poți privi asupra Lui. Prin credință poți privi taina întrupării. Poți contempla cât s-a smerit, câtă umilință a suferit. Poți contempla prin credință taina persoanei sale. Iisus Hristos, Cel care este cu adevărat om și cu adevărat Dumnezeu. Prin credință poți cunoaște această persoană. Poți cunoaște pe acela care este anunțat în Isaia 9:6, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, iar autoritatea va sta pe umerii săi, va fi numit sfetnic, minunat, Dumnezeu puternic, Tată veșnic, Prinț al păcii. Poți cunoaște cu adevărat pe Emanuel, Dumnezeu care este cu noi. Prin credință poți să privești splendoarea vieții Lui. O viață desăvârșită, trăită în perfecțiune după cerințele lui Dumnezeu. O viață de suferință, deși nu merita să sufere. O viață miraculoasă. Luați oricare dintre evanghelii și priviți la minunile care dovedesc identitatea Domnului Iisus Hristos și întrebați-vă, oamenii aceștia care scriu lucrurile acestea despre Domnul Iisus Hristos, ce-i cu ei? Sunt impostori? Au înnebunit? Sau poate Iisus chiar este mielul lui Dumnezeu? Unii vin și spun, nu, Marcu, Ioan, Luca, Pavel,
Au inventat ei religia asta pentru beneficiile care există. Pentru că uite câte beneficii au clerul din ziua de astăzi. Citiți beneficiile lui Pavel. Bătut, naufragiat, flămând. Citiți istoria și vedeți că istoria ne spune că toți ucenicii Domnului Iisus Hristos au murit martiri. Oamenii aceștia n-au avut un beneficiu. Ca tare să mintă ca să câștige ceva nu este o explicație. Apoi, să fi fost nebuni? Posibil, dar toți? Unul înțeleg. Să fi fost un nebun care s-a inventat și s-a venit încă 10, 20, 50. Dar la un moment dat, unul dintre aceștia care n-a fost cu Hristos de la început, nu m-a inventat și a ascultat pe cel nebun, unul dintre ei care a copiat și el o evanghelie, atunci când a ajuns să fie torturat, ar fi dat înapoi, nu? Tu ce ai face? Dacă te-ai fi luat după un nebun și la un moment dat ajungi ca să fii torturat. Zici, măi, da, într-adevăr, eu n-am fost acolo, eu n-am fost la cruce, eu nu m-am întâlnit cu Hristos după. Ai recunoaște, pentru că ți-ai dat seama. Nici măcar unul, nici măcar unul din martorii oculari al vieții, morții și învierii Domnului Iisus Hristos nu dă înapoi. Posibil că ceea ce avem documentat pe paginile Sfintei Scripturi, viața Lui, moartea Lui și învierea Lui sunt adevărate. Posibil că Iisus Hristos este mielul lui Dumnezeu, împăratul împăraților. Priviți agonia Lui în grădina Ghețimani. Matei descrie, Matei 26, sufletul meu, spune Hristos, este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi s-a depărtat puțin și a căzut cu fața la pământ și s-a rugat. Tată, dacă este cu putere, dacă este posibil, să fie îndepărtat de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Priviți spaima, durerea acestui pahar, paharul judecății noastre. Și deși a văzut ceea ce l-aștepta, deși era cuprins de o întristare și de groază de moarte, a făcut voia Tatălui. Priviți-l pe cruce la Golgota. Mielul lui Dumnezeu, sacrificat pentru păcătoși, atârnat pe cruce între doi tâlhari. Cerul se întunecă, dând mărturie că El este Fiul lui Dumnezeu. Pământul se cutremură, mormintele se despică. Priviți la înviere. Acum cel din tâi născut dintre morți. Sacrificat, omorât pentru cei nedrepți, pentru noi, dar acum viu. Pentru că moartea nu-L putea ține, pentru că El a călcat pe moarte, a cucerit-o. Pentru că sacrificiul lui desăvârșit a fost acceptat de Tatăl în locul celor ce se încred în El. Privește-L pe tronul de glorie, unde șede astăzi. Apocalipsa 5:6, Ioan ne relatează, îl vede pe miel în sala tronului și la mijloc între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni am văzut stând în picioare un miel. Părea înjunghiat și avea șapte coarne și șapte ochi, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul. Ce face el acolo? Care este rolul mielului cel sacrificat și acum înviat în sala regală? Autorul către evrei ne spune, Evrei 7:25, de aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el. Pentru că trăiește pururea veșnic ca să mijlocească pentru ei. El a intrat în ceruri cu jertfa sa, cu sângele său. Și orice acuzație ar fi adusă pentru cei care i-a răscumpărat. El spune, uitați, este plătit. Dovada este sângele. Dovada este jertfa mielului și el pururea mijlocește pentru ei. De aceea cei care sunt mântuiți, sunt mântuiți în chip desăvârșit. Cum ar trebui să-L privești
tu în această dimineață pe Hristos? Trebuie să-L vezi în primul rând așa cum este. Poate până în acest moment ți-ai conturat o imagine falsă despre Domnul Iisus. Poate Crăciun după Crăciun, an după an, ai conturat o imagine greșită, eronată. Poate pentru tine Hristos este doar bebelușul din iesle încă. Poate încă este doar un mare învățător. Poate încă nu este mielul lui Dumnezeu. Uitați ce zice Ioan. Și am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. În primul rând trebuie să ai o cristologie corectă. Trebuie să înțelegi identitatea lui Dumnezeu. Cine este El? Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, cu adevărat om și cu adevărat Dumnezeu. Al doilea rând, privește-L cu pocăință. Nu este suficient doar ca să cunoști identitatea Lui. Trebuie să-L privești cu pocăință, cu credință în identitatea Lui, cu reverență față de identitatea Lui. Pocăința este recunoașterea păcatului tău. Ba mai mult, recunoașterea păcătoșeniei tale. Este părerea de rău pentru ceea ce ai făcut. Pentru un felul în care l-ai dezonorat pe Dumnezeu. Dar este mai mult decât atât. Pocăința este părerea de rău pentru faptele tale și pentru prețul care s-a plătit pentru faptele tale. Realizarea că jertfa care s-a dat a fost dată și pentru tine. Realizarea că Hristos a fost străpuns pentru păcatul tău. Că vinovat nu este doar Irod, nu sunt doar iudeii. Că vinovat ești tu. Că vinovat sunt eu. De aceea, Dumnezeu spune prin prorocul Zaharia, Zaharia 12:10, atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine, pe cel pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut. Cum ai plânge dacă ți-ai pierde cel din tâi născut copil din casa ta? Cam așa este plânsul pocăinței. Pocăința nu este am ridicat o mână, am venit în față când a zis păstorul să vin în față, am zis rugăciunea. Pocăința este realizarea că El a fost străpuns pentru păcatele tale, că sângele Lui a curs pentru păcatele tale, că sacrificiul făcut, cel de singurul Fiu al lui Dumnezeu, este mai mare decât toți copiii noștri sacrificați. Ce s-a întâmplat în Egipt? Când cei din tâi născuți au murit, egal cu zero în contrast cu valoarea sacrificiului care l-a făcut Hristos pentru noi. O cât de amarnic plângem când pierdem ceva în lumea aceasta. Pierdem pe cineva drag, pierdem o slujbă, pierdem un telefon și începem și ne pierdem mințile. Dumnezeu l-a dat, nu l-a pierdut, l-a dat. Pe singurul Său Fiu pentru mine și pentru tine, pentru toți cei ce se încred în El. Pocăința înseamnă realizarea acestei stări, părerea de rău și întoarcerea către Dumnezeu. Cum? Privindu-L cu recunoștință, privindu-L cu mulțumire. Este tot ceea ce mai rămâne. Dacă L-ai cunoscut cu adevărat, știi cine este, dacă ți-ai pus credința în El, dacă te-ai pocăit de păcatele tale, de starea ta păcătoasă, dacă îți pare rău cu adevărat și realizezi cât de mare este sacrificiul făcut în locul tău, ce rămâne decât mulțumire? O viață de mulțumire, o viață de bucurie. De aceea Pavel spune, de exemplu, în 2 Corinteni 9:15, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Său, îmi place așa de mult cuvântul, nespus. Nespus de mare, adică nu sunt cuvinte să exprimăm cât de mare este darul lui Dumnezeu pentru noi. Nu vom înțelege niciodată cu adevărat ce reprezintă mielul lui Dumnezeu jertfit pentru noi. Această dimineață, mă rog ca să-L vezi cu adevărat pe Hristos. Mă rog ca să-L cunoști așa cum este El. Mă rog să-ți pui credința în El și să vii la El
cu credință și cu pocăință. Și El va ridica păcatele tale și va mijloci veșnic pentru mântuirea ta. Amin. Amin.